Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi părinți ai copiilor care astăzi vor deveni tabernacole vii, iubiți credincioși, momentul acesta de bucurie trebuie oarecum intensificat, desăvârșit și cu pregătirea noastră spirituală. De aceea le reamintesc în primul rând părinților, la momentul împărtășaniei copiilor, vor veni aici în față, da? Îi vor însoți. Așa cum au făcut-o la botez, numai că de data aceasta copiii au mai crescut și vor merge singuri. Dumneavoastră le veți sta alături, în spate, și vă veți împărtăși și dumneavoastră după ce s-au împărtășit ei. Prin urmare, dacă mai sunt părinți care încă nu s-au spovedit din diferite motive, pot să meargă și să se pregătească și din punct de vedere spiritual. Pentru momentele pline ale Sfintei Liturghii, ca să nu încurcăm pe cei care, iată, în mod oficial doresc să surprindă în poze și filmat, vă rog ca în acest perimetru să nu pătrundă nimeni, pentru că avem deja fotografii noștri oficiali și cei care se ocupă de acest lucru. Vă mulțumesc și să avem cu toții o celebrare frumoasă și rodnică. Lăudat să fie Iisus Hristos!
Căci atât de mult dorită inima îmi bate tare, e atât de fericită. Azi e mare sărbătoare, zice nu va fi uitată, când Iisus cerescul soare îi se dă întâia. El stăpânul tot puternic, de la care-mi trag ființa, m-a umplut de-a sa iubire, mi-a înviorat credința. Azi ca viața mea-ntreagă să răspund la sa chemare, tot ce am să-i aparțină până la ultima suflare. Ziua așteptată și atât de mult dorită, inima îmi bate tare, e atât de fericită. Azi e mare sărbătoare, simțim noi astăzi împreună cu Hristos. Așa cum apostolii Ioan și Iacob l-au văzut pe Iisus
schimbat la față pe muntele Tabor, în măreția lui din ceruri, la fel și nouă ni se arată astăzi Hristos și ne face părtași de măreția Lui. Am ajuns la momentul culminant al pregătirii noastre. Ziua cea mare a început. Noi, copiii de la prima Sfântă Împărtășanie, dorim să vă salutăm din inimă. Sărbătoriți cu noi această zi. Bucurați-vă cu noi! Părinții, bunicii și nașii s-au pregătit împreună cu noi. Să ne bucurăm pentru că astăzi Iisus vine la noi. Comunitatea parohială Adormirea Maicii Domnului din Iași trăiește o mare sărbătoare. 46 de copii îl primesc pentru prima dată în inimile lor pe Iisus prezent în Sfânta Împărtășanie. Vă invităm pe toți să participați la bucuria noastră și să vă amintiți de ziua în care l-ați primit pentru prima dată pe Iisus Hristos. Astfel, veți înțelege cât de fericiți suntem și cât de mult îl iubim pe Iisus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Dragi credincioși, iubiți părinți și înainte de toate iubiți copii, comunitatea noastră din Iași, împreună cu cei 46 de copii care s-au pregătit aproape un an de zile, o dată pe săptămână, trăiește un eveniment deosebit, prima Sfântă Împărtășanie. Doi copii ne explică semnificația tabloului de față. Ai văzut ce reprezintă tabloul așezat în fața noastră? Da, este o viță de vie, un butuc cu multe mlădițe, frunze și struguri mari. Vița de vie are un nume. Acest nume este Iisus Hristos. Mlădițele nu reprezintă pe noi. Pe fiecare mlădiță este scris un nume de-al nostru. Tabloul este foarte frumos. Arată că noi aparținem lui Iisus Hristos, așa cum mlădițele aparțin viței de vie. Strugurii pot să se dezvolte, să se coacă și să devină dulci, numai dacă mlădițele sunt unite cu vița de vie. Vița de vie nu trăiește pentru sine, ci pentru mlădițe. Mlădițele primesc de la viață, viță, puterea și viața sa. Fără mlădițe, vița de vie nu poate aduce rod. Dar nici mlădițele nu pot trăi fără vița de vie. Fără a fi unite cu vița de vie, nici o mlădiță nu poate aduce rod. Mlădițele trebuie să rămână pe vița de vie ca să trăiască și să aducă rod. A fi pe viță înseamnă a avea viață. Despărțirea de viță înseamnă moarte. Cu toți cei care am venit la Sfânta Liturghie, vrem să sărbătorim prima Sfântă Împărtășanie, unirea cu Iisus Hristos, dar și cu toți cei care îi aparțin, așa cum mlădițele sunt unite cu vița de vie și trăiesc aceeași viață. Iubiți frați, înainte de a celebra acest ospăț care ne unește cu Iisus și între noi, îi cerem iertare lui Dumnezeu. Noi, oamenii, depindem de alții, trăim din iubirea altora, separați de alții, niciun copil nu poate crește mare, niciun bolnav nu se poate însănătoși. Doamne, care săvârșești minuni, îndură-te de noi! Separați de El, nu putem fi veseli și fericiți pentru totdeauna. Hristoase, care ești vița adevărată, îndură-te de noi. Hriste, Hriste! Hriste, Hriste!
Noi, creștinii, depindem de Hristos, așa cum lădițele sunt unite cu vița de vie. Despărțiți de El, nu putem deveni exemplu pentru alții. Pentru că de multe ori am uitat aceasta, cerem iertare de la Dumnezeu. Doamne, care ne dai libertate și viață veșnică, îndură-te de noi. Dumnezeule, acești copii sunt uniți cu noi. Ei au viață din viața noastră, sânge din sângele nostru. Tu ni i-ai încredințat. Noi le dăm pâine, îmbrăcăminte, jucării și altele de care au nevoie. Dar ne gândim prea puțin că ei de la botez sunt uniți cu tine ca mlădițele de viță. Nu ne-am luat destul de serios misiunea de a face această legătură tot mai adâncă cu tine și cu alții. De aceea îți cerem iertare. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Gloria in excelsis Deo. Pe pământ, oamenilor, de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria! Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria! Așezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a Lui, Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule, Părinte Ceresc, Tu L-ai trimis în lume pe Fiul Tău, cuvântul adevărului, și pe Duhul Tău, izvorul sfințeniei, pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, Te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei treimi, și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
1. Citire din Cartea Proverbelor. Așa vorbește înțelepciunea Domnului. Domnul m-a creat ca început al căii sale, înaintea faptelor sale de odinioară. Din veșnicie am fost plăsmuită, dintr-un început, înainte de a se fi născut pământul. Când nu erau abisurile, eu am fost născută. Când nu erau izvoarele pline de apă, înainte să fie fondați munții, înaintea colinelor am fost născută. Când încă nu făcuse pământul și câmpiile, nici cele din tâi pulberi ale lumii, când a stabilit cerurile, eu eram acolo. Când a stabilit bolta deasupra abisului, când a întărit norii deasupra și când a fixat izvoarele abisului, când a pus mării o limită ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a hotărât temeliile pământului, eu eram lângă el de încredere, preferată zi de zi, bucurându-mă înaintea lui tot timpul. Mă bucuram pe rotocolul pământului și preferința mea erau fiii oamenilor. Cuvântul Domnului. Povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă apără. Domnul e păstorul. Dușmanilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de sere varsă. Domnul e păstorul meu, Domnul e păstorul meu, Domnul mă iubește, nimic nu-mi lipsește, Domnul e păstorul. Lectura a doua, citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Coriteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul, spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în legământ în sângele meu.
faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea, căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din poterul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului. Ale, 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 aleluia! Ale, 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 aleluia! Ale, 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 aleluia! Aleluia, aleluia! Ale, 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 aleluia! Ale, ale, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care vine. Ale, 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 aleluia! Ale, 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 aleluia! Ale, 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 aleluia! Aleluia! Să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Doamne! În acel timp Iisus a zis: mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine, pentru că dintr-al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele, de aceea v-am spus că ia dintr-al meu și vă va vesti. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudat să fie Iisus Hristos! Cucernici părinți, prea minunați copii, dragi părinți, prieteni, rude, dragi coriști, iubiți credincioși! Nu exista un moment mai deosebit pentru sărbătoarea de astăzi decât Sfânta Liturghie. Nu exista o zi mai deosebită decât ziua de astăzi. Zi în care suntem invitați să ne bucurăm că, iată, avem un Dumnezeu care este treime, care ne iubește și care, iată, pe voi astăzi, dragi copii, în mod special, dorește să vă transforme în tabernacole, în locul acela unde Iisus să rămână. Și iată, astăzi, 46 de familii vor avea acasă un tabernacol. Voi veți fi acest tabernacol. Atunci când a participat la o primă sfântă împărtășanie, Sfântul Părinte Papa Francisc, care a fost și oaspetele nostru, spunea următoarele cuvinte: prima sfântă împărtășanie este înainte de toate
o sărbătoare în care îl celebrăm pe Iisus, care a vrut să rămână mereu alături de noi și care nu se va despărți niciodată de noi. Iată, dragi copii, iubiți credincioși, și tema de anul acesta, Iisus, vița, noi, mlădițele. Cu alte cuvinte, trebuie să devenim conștienți de faptul că Iisus dorește să rămânem uniți cu El. Iar ziua de astăzi să fie pentru noi toți ca un impuls. Un impuls care să ne ajute să ne dăm seama că viața noastră nu are niciun rost dacă nu rămâne în acest butuc care este Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Tot Sfântul Părinte spunea că a face prima sfântă împărtășanie înseamnă, în primul rând, a avea dorința de a fi cu fiecare zi tot mai uniți cu Iisus. Cum putem noi să rămânem uniți cu Iisus, dragi copii? Prin rugăciune. Prin rugăciune. Prin ascultarea poruncilor. Prin ascultarea și împlinirea poruncilor. Iată, să mai reamintim și celorlalți credincioși, voi le aveți mai la îndemână, poruncile lui Dumnezeu. Prima poruncă. Sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți faci alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit să te închin lui. În esență, am înțeles mesajul. A doua poruncă. Să nu strigi numele Domnului Dumnezeului tău în zadar. Să nu strigi, să nu iei, să nu spui numele Dumnezeului tău în zadar. A treia poruncă. Să nu ai păcat de moarte. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului. A patra poruncă pe care nu trebuie să o uităm niciodată. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie bine și să treci mult pe pământ. A văzut toată comunitatea că voi, într-adevăr, sunteți pregătiți. Cum mai putem noi să facem ca în fiecare zi să devenim tot mai uniți cu Iisus? Am spus de rugăciune, de împlinirea poruncilor, alte metode? Prin iubire. Prin iubire, avem faptele de milostenie trupească și sufletească. Altceva? Prin mergerea la biserică. Prin participarea la Sfânta Liturghie. Dragi copii, vreau să vă reamintesc și vouă și părinților voștri, prima Sfântă Împărtășanie nu este doar prima, nu este doar o zi frumoasă în care ne îmbrăcăm mai deosebit, ci este un început, pentru că, iată, voi va trebui să aveți grijă ca ori de câte ori participați la Sfânta Liturghie și trebuie să faceți acest lucru cât mai des posibil. Îmi amintesc, atunci când am primit pentru prima dată Sfânta Împărtășanie, Părintele ne-a spus să venim la Sfânta Liturghie 8 zile. 8 zile în fiecare zi. Pentru ca, iată, într-adevăr să exprimăm bucuria că L-am primit pe Iisus. Și sunt convins că veți face acest lucru. Sunt convins că și duminica viitoare și în fiecare duminică veți veni să vă întâlniți cu prietenul vostru, cu Iisus. Un al doilea lucru pe care trebuie noi să îl înțelegem atunci când ne gândim la prima Sfântă Împărtășanie este următorul. Trebuie să avem dorința de a intensifica prietenia noastră cu Iisus. Răspunsurile rămân valabile, însă pentru noi, în fiecare zi, trebuie să facem ceva în plus pentru sufletul nostru.
să fim mai buni, să facem o rugăciune în plus, să avem curajul, poate, în familia noastră, să facem ceva în plus, un serviciu în plus, o slujire în plus. Și nu în ultimul rând, când ne gândim la prima sfântă împărtășanie, trebuie să ne gândim și la ceilalți. Sfântul Părinte le spunea copiilor, copii, voi trebuie să fiți purtătorii bucuriei lui Dumnezeu și pentru ceilalți. Atunci când vezi un copil bucuros, un copil care zâmbește, nu poți să rămâi trist, nu poți să te lași copleșit de toate problemele tale. Voi i-ați scris lui Iisus o scrisoare. O scrisoare în care v-ați exprimat mulțumirea, i-ați cerut ceva, mai mult sau mai puțin material, pentru voi, pentru familia voastră. Însă, iată, aceste scrisori pe care le vom aduce la ofertoriu și le vom așeza în fața Sfântului Altar, sunt dorințele voastre. Sunt mijloacele prin care voi trebuie să ajungeți neîncetat la Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu prin voi să ajungă la ceilalți. Se povestește că într-o zi, un copil a întrebat-o pe mama lui: mamă, am aflat astăzi la școală despre licurici și mi s-a părut tare interesant, pentru că licuricii luminează. Oare ce se întâmplă când li se descarcă bateriile? Se încarcă undeva? Au vreo sursă, vreo alimentare? Și atunci mama a început să facă cercetări și i-a răspuns copilului și i-a spus: uite, licuricii produc lumina atunci când se mișcă. Atunci când se mișcă, au loc anumite reacții chimice și astfel ei produc lumina. Dragi copii, când ne vom mișca spre Dumnezeu, spre ceilalți, noi vom produce lumină. Sunt 6 copii pe care îi invit aici în față. Care sunt cei 6 copii? Cei 6 copii care aparent au rămas fără serviciu astăzi la Sfânta Liturghie. Îi invit aici în față cu tot cu lumânare, pentru că prin ei vreau să transmitem următorul fapt. Dă-mi, te rog, lumânarea. Aprinde și tu. E foarte important să realizăm acest aspect. Vedeți? Fiecare dă mai departe lumină. Pentru că fiecare dintre noi a fost creat de Dumnezeu cu acest scop. Să luminăm printr-un zâmbet, prin voie bună, prin amabilitate. Iată, ești invitată să mergi să-i ajuți pe colegii tăi să aprindă lumânarea. Deși ați dat din lumina voastră, ea nu s-a micșorat și nici nu s-a stins, ci dimpotrivă a rămas la fel. Ba chiar, ori de câte ori veți face acest lucru, de fapt îl veți imita pe Dumnezeu. Dragi copii, dragi părinți, iubiți credincioși, în sărbătoarea luminii, în sărbătoarea sufletelor noastre, în această zi cu totul și cu totul specială, când suntem invitați
să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, lucrează. Lucrează prin copiii dumneavoastră, lucrează în familiile dumneavoastră și dorește să rămână prezent cu noi, să avem curajul și viața noastră să o unim mai mult cu Dumnezeu. Să rămânem așadar în viță, să fim mlădițe pentru ca prin noi să curgă spre ceilalți iubirea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți copii, dragi părinți și nași, iubiți tineri și coriști, dragi credincioși, împreună cu copiii de la Prima Sfântă Împărtășanie, să reînnoim și noi promisiunile de la botez. Vă lepădați de Satana, mă lepăd, și de toate faptele lui, mă lepăd, și de toată trufia lui, mă lepăd. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui? Cred. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Cred. Rostim împreună, aceasta este credința noastră. Aceasta este și credința Bisericii. Iar noi suntem fericiți că o putem mărturisi. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, noi suntem fericiți că putem să-ți aparținem. Tu vrei ca noi să fim uniți cu tine, așa cum mlădițele sunt unite cu vița de vie. Ascultă rugăciunile pe care ți le facem. Stângem lumânările, iar copiii de la intențiile de la rugăciunea credincioșilor vin în față. Pentru prinși și frați, pentru prieteni și pentru toți cei pe care îi iubim. Ajută-ne ca totdeauna să rămânem uniți în iubire. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru toți cei care sărbătoresc astăzi împreună cu noi, să se bucure cu noi și să simtă că unirea cu tine și între noi ne face fericiți. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru copiii de pe fața pământului, care sunt bolnavi și nu au ce mânca. Trimite-le oameni buni care să-i ajute. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru oamenii care nu se înțeleg, care trăiesc în ură și dușmănie. Fă ca ei să învețe de la Iisus cum să devină fericiți în iertare și iubire. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru noi înșine. Dă-ne puterea să ne străduim a trăi în pace cu toți oamenii, în toate situațiile grele. Te rugăm, ascultă-ne!
Întărește credința noastră, ca nu numai astăzi, în ziua primei Sfintei Împărtășanii a copiilor, să fim uniți cu tine și cu copiii noștri. Ajută-ne să ne apropiem deseori de Sfânta Împărtășanie, împreună cu copiii, ca să fim rădițe roditoare. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru oamenii care nu au prieteni, care sunt triști și singuri. Fă-ne dispuși să le acordăm prietenia noastră. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, care ești bun și generos cu toți și oferi tuturor darurile tale, ajută-ne ca toate bunurile pe care le primim de la tine să ne transforme zilnic în adevărate mlădițe pline de viață prin Hristos Domnul nostru. Oferim ostiile. Aceste ostii acum pe altar, trupul Domnului vor deveni. Des să-L primim în inim și să învățăm a fi în lume ostii vii. Oferim pâinea și vinul. Învață de la pâine să te împarți ca ea, ca tot să aibă parte de bunătatea ta. Și de la vin învață, de ce să-ți fie plină inima. Oferim lumânarea, învață de la flăcări ce avem de ars în noi, să te consumi ca ele, dând cei mai buni din noi. Oferim micul catehism. Primește catehismul ce îți revelează misterele dumnezeiești și de la el învață cum poți frumos în lume să trăiești. Oferim scrisorile către Iisus. Unui asemenea prieten poți doar să exprimi tot ce e mai frumos în inimă și în gând, dar nu uita că și tu ești scrisoare de iubire a Domnului Preasfânt. Oferim dulciurile. Învață de la dulciuri să fii motiv de bucurie și în jurul tău să răspândești cuvinte dulci și pline de iubire. Oferim florile. Învață de la flori să fii gingaș, frumos ca ele și în jurul tău să răspândești parfumul dragostei sincere. Ia seama copilei cu inimă curată, prin lumea care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești pe veci. Toată făptura să laude pe Domnul și să proclame în veci de veci iubirea Lui. Îți slăvesc, o Doamne, al meu stăpân, al Tău nume eu veșnic îl cânt. Îți aduc laudă neîncetat. E plin de îndurare, El se îndură de cel care a greșit.
El ne arată o inimă de tată și ne hrănește din belșug iubirea sa. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale spre laudă și spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale biserici. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre, asupra cărora chemăm numele Tău, și prin ele fă-ne și pe noi un dar veșnic bineplăcut ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, Părinte preiubit, ne este dată această bucurie de a-ți aduce mulțumiri și de a ne veseli împreună cu Iisus Hristos în biserica ta. Atât de mult ne-ai iubit, încât ai făcut pentru noi această lume mare și frumoasă. Mărire ție, Doamne, care ne iubești pe noi oamenii. Atât de mult ne iubești, încât ne l-ai dat pe Iisus, Fiul Tău, ca să ne conducă la Tine. Mărire ție, Doamne, care ne iubești pe noi oamenii. Atât de mult ne iubești, încât ne aduni în Hristos și prin Duhul Înfierii faci din noi fiii unei singure familii. Mărire ție, Doamne, care ne iubești pe noi oameni. Pentru darul unei iubiri atât de mari, îți aducem mulțumiri împreună cu îngerii și sfinții care te adoră cântându-ți. Adevărat, binecuvântat să fie Iisus, cel trimis de Tine, prietenul celor mici și al săracilor. El a venit ca să ne învețe să Te iubim pe Tine, Tatăl nostru, și să ne iubim unii pe alții. El a venit ca să scoată din inimile oamenilor păcatul și răul, care distrug prietenia și ura, care ne împiedică să fim fericiți. El l-a promis pe Duhul Sfânt, care să rămână cu noi în toate zilele, ca să trăim ca niște fii din viața Sa. Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, Hosana, 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 întru cei de sus, Hosana. Pe Tine, Dumnezeule, Tatăl nostru, Te rugăm să-L trimiți pe Duhul Tău,
pentru ca aceste daruri ale pâinii și vinului să devină trupul și sângele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. El, în ajunul pătimirii sale, și-a arătat iubirea sa nemărginită, căci stând la cină împreună cu ucenicii săi, a luat pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Iisus Hristos a fost jertfit pentru noi. De asemenea, a luat potirul plin cu vin, s-a rugat ție mulțumindu-ți și le-a dat potirul zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Iisus Hristos a fost jertfit pentru noi. Misterul credinței. Moartea ta a vestit, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Ne aducem așadar aminte, Părinte prea iubit, de moartea și învierea lui Iisus, Mântuitorul lumii, care s-a dat pe sine în mâinile noastre ca să fie victima reconcilierii și a păcii, jertfa noastră prin care să fim aduși la Tine. Te lăudăm, te binecuvântăm, îți mulțumim. Ascultă-ne, Doamne Dumnezeule, și dăruiește-le Duhul iubirii Tale tuturor celor care iau parte la acest ospăț, ca să fie în biserică din ce în ce mai uniți împreună cu Papa nostru Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu ceilalți episcopi și cu toți cei care slujesc poporului Tău. Să fie un singur trup și un singur suflet spre mărirea Ta, Doamne. Adu-ți aminte de cei pe care iubim, de părinți, frați, prietenii noștri și de cei pe care nu iubim îndeajuns. Adu-ți aminte și de cei care au plecat din această viață în păcați cu Tine, și primește cu bunătate în bucuria casei Tale. Să fie un singur trup și un singur suflet spre mărirea Ta, Doamne. Părinte, adună-ne la Tine într-o zi, împreună cu fericita Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu și a noastră, unde vom sărbători ziua fără de apus în împărăția Ta. Acolo, toți prietenii lui Iisus Hristos, Domnul nostru, îți vor înălța fără încetare cântare de laudă. Să fie un singur trup și un singur suflet spre mărirea Ta, Doamne. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Amin. Dragi copii, acum cu mânuțile ridicate în sus, la fel ca noi preoții la altar, ne vom ruga spre Tatăl Ceresc, care prin Iisus ne dă însă și viața sa dumnezeiască, să înălțăm inima și mâinile noastre curate pentru a-i mulțumi și a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele,
și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. În numele lui Iisus, adevărata viță, izvor de sfințenie, de har și de binecuvântare, să ne oferim un semn al păcii. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ne-a mântuit prin sângele Său pe lemnul crucii, să fim prezenți cu mintea și cu inimile noastre la acest moment. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Și-aș dori să-ți spun, Tu mereu mă ajută să devin mai bun. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești, să mă întărești, și ispite să mă ocrotești. Tu îmi ești prieten, cel mai bun păstor, mă conduci la bine, scump mântuitor. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Să mă însoțești, să mă întărești, îl primești și ispite să mă ocrotești. Viața mea întreagă, fă să te iubesc, ție vreau în toate, Doamne, să-ți slujesc. Cu mai ție vreau, vine
an fericiți pe ai mei prieteni și pe ai mei părinți. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să-ți dau. Tu să mă însoțești, să mă întărești, în primești și ispite să mă ocrotești. Doamne tot puternic, umilit, își cer la sfârșitul vieții să mă iei în cer. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să-ți dau. Tu să mă însoțești, să mă întărești, în primești. Puternic, umilit îți cer la sfârșitul vieții să mă iei în cer. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să-ți dau. Tu să mă însoțești, să mă întărești, îmi primești și ispite să mă tine, oriunde vei merge,
fericiți suntem când în inimă l-avem pe Iisus Mântuitorul, Domnul și Învățătorul, Fiul Tatălui Preasfânt, Fiul Tatălui Preasfânt. Hrana ni s-a dăruit și la Sfânta Liturghie ne-a împărțit cu dărnicie multe binecuvântări, multe binecuvântări. Dumnezeu cel necuprins se ascunde în taina pâinii și a vinului și pe altar coboară între oameni cu trup și sânge să se dăruiască. Pâine din cer pe venită pentru a noastră
Tău necuprins, Tu infinit cabar în marginire, ca să-ți simțim prezența viața noastră, ca Dumnezeu coboară printre noi. Pâinea din cer venită pentru a noastră viață, cel care te primește nu va muri în veci. Pâine din cer venită pentru a noastră viață, cel care te primește nu va muri în veci. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea sfintei și veșnicei trăimi și a unității ei deosebite, să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului prin Hristos Domnul nostru. Dragi copii, iubiți părinți, frați, surori, prieteni și nași ai acestor copii, iubiți credincioși, este momentul să îi mulțumim din toată inima lui Iisus pentru că a venit la noi. Să spunem împreună, noi îți mulțumim, Doamne! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru că ne-ai dat credință! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru că ne iubești! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru că ne-ai iertat păcatele! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru darul Sfintei Împărtășoni! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru darul Sfintei Împărtășoni! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru părinții noștri! Noi îți mulțumim, Doamne! Pentru frații și surorile noastre. Noi îți mulțumim, Doamne. Pentru profesoara noastră de religie, domnul dascăl Coriști, învățătorii și cateheții noștri. Noi îți mulțumim, Doamne. Pentru preoții parohiei. Noi mulțumim, Doamne. Doamne. Pentru binefăcătorii noștri. Noi îți mulțumim, Doamne. Pentru toți care ne-au ajutat și ne-au însoțit la această sărbătoare. Noi îți mulțumim, Doamne. Pentru toată comunitatea noastră. Noi îți mulțumim, Doamne. Pentru vreme frumos. Noi îți mulțumim, Doamne. Fericiți suntem când în inimă l-avem pe Iisus Mântuitorul, Domnul și Învățătorul, Fiul Tatălui Preasfânt, Fiul Tatălui Preasfânt. Pentru noi El s-a jertfit, hrană ni s-a dăruit, și la Sfânta Liturghie ne-a împărțit cu dărnicie. Multe binecuvântări, multe binecuvântări. Ori și unde ne-am aflat, pe Iisus nu vom uita. Vrem ca noi El să trăiască, vrem ca lumea să-L iubească, vrem să-L facem cunoscut, vrem să-L facem cunoscut. Vă rog să luați puțin loc.
Săptămâna aceasta, iubiți credincioși, joi 20 iunie, avem sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului, Joia Verde. Programul Sfintelor Liturghii va fi următorul, la 8:11 și 18:30. Duminica viitoare, atenție copiii, liturghia de la ora 9:15 va fi o liturghie specială de mulțumire pentru toate reușitele din anul școlar încheiat. Așadar, duminica viitoare, mulțumim în mod special Bunului Dumnezeu pentru toate rezultatele bune pe care le-am avut la școală. Tot duminica viitoare, după amiază, se va celebra doar o liturghie, la ora 17, după care se va face procesiunea cu Preasfântul Sacrament pe străzile Iașului. La Sfânta Liturghie și procesiune sunt invitați să participe și credincioșii din celelalte parohii din Iași și, desigur, persoanele consacrate. Iar copilașii de la prima împărtășanie au un rol deosebit, pentru că vor presăra flori pe traseul pe care va merge Preasfântul Sacrament. Așadar, copiii, vă așteptăm cu drag. Luni, 24 iunie, avem sărbătoarea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11 vor avea loc sfințirile de preoți. Și vă amintim de asemenea că am început înscrierile pentru campusurile de vară. Pentru cei mici, cu vârste între 6 și 9 ani, în perioada 1-5 iulie, iar pentru cei mari, cu vârste între 10 și 15 ani, în perioada 8-13 iulie. Pentru înscrieri, îi rugăm pe părinții copiilor să ia legătura cu părintele Robert până pe 30 iunie inclusiv. De asemenea, vă amintim, duminica viitoare, la ora 11, la Horlești, comunitatea de acolo sărbătorește hramul, trupul și sângele Domnului. Aș dori să adaug la șirul acela aproape interminabil de mulțumiri pe care le-am adus Bunului Dumnezeu, mulțumirile personale pentru toți dumneavoastră, începând de la copilașii care au înfrumusețat sărbătoarea de astăzi, continuând cu părinții, nașii și toți cei prezenți. Desigur, ne uitând pe părintele Robert și echipa de cateheți care i-au pregătit cu sârguință pe copii în tot acest an, domnul dascăl și toți coriștii, vocile frumoase, care de fiecare dată încântă la Sfânta Liturghie. Desigur, și pentru preoții din altar, mulțumim pentru prezența lor, pentru că au dat o notă și mai sărbătorească acestui moment. Îmi amintesc că la un moment dat, o vedetă, nu mai țin minte cine, întrebată fiind care a fost cea mai importantă zi din viața ei, a răspuns, spre surprinderea tuturor, că ziua când a primit Sfânta Împărtășanie. Dragi copii, nu trebuie neapărat să fiți vedete pentru a rosti și voi același lucru. Și de ce nu și părinții voștri? Astăzi este cea mai frumoasă zi din viața voastră. Bucurați-vă și contagiați și pe cei de lângă voi cu bucuria și candoarea sufletului vostru și cu bucuria prezenței lui Hristos Euharisticul în tabernacolul sufletului vostru. Vom cânta o strofă după binecuvântare, apoi frumos vom merge în fața bisericii pentru a face o fotografie. Domnul să fie cu voi și cu dumneavoastră. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Recunoscători pentru darul pe care l-am primit, mergeți și trăiți în pace. Ne-a salvat
veșnică, iubirea lui veșnică.